Cuplurile care aleg să se căsătorească anul acesta vor beneficia de un stimulent financiar din partea statului român, conform unei inițiative menite să încurajeze formarea de familii în țară și să descurajeze migrația. Guvernul a aprobat acordarea unui stimulent financiar în valoare de 1500 lei, indiferent de locația în care are loc ceremonia civilă, inclusiv în cazul cununilor desfășurate în afara țării. Printre aceste condiții se numără cel puțin unul dintre soți să fie la prima căsătorie, cel puțin unul dintre soți să aibă domiciliul sau viza de reședință în municipiul București timp de cel puțin șase luni înainte de depunerea cererii, cel puțin unul din soți să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, să nu existe datorii neșa alunate către bugetul local. În situația în care căsătoria are loc în afara României, dosarul trebuie să conțină și dovada transcrierii actului în registrele de stare civilă române. Dosarul pentru solicitarea stimulentului financiar poate fi depus în termen de 45 de zile de la data căsătoriei, conform certificatului de căsătorie. Procedura prevede că solicitările să fie analizate în termen de 30 de zile de la transmiterea online a dosarului complet. Odată aprobat stimulentul de 1500 de lei va fi transferat beneficiarului prin bancar. Documentele necesare pentru depunerea dosarului includ cerere tip completată de către titularul contului bancar, acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal semnat și completat de ambii soți, copie conformă cu originalul a cărților de identitate ale ambilor soți, copie conformă cu originalul a certificatului de căsătorie sau, în cazul cununilor străine, dovada transcrierii actului în registrele de stare civilă române. Extras de cont care indică titularul și codul IBAN, iar titularul va a fi și semnatarul cererii, act doveditor al domiciliului sau reședinței pentru cel puțin șase luni înainte de depunerea cererii, certificate de atestare fiscală care să confirme absența datoriilor sau existența unor datorii eșalonate către bugetul local. Relatează antena 3.grou.